După ce și-a făcut o mulțime de fan, fiind concurent la emisiunea Top Chef, după ce a intrat în cartea recordurilor realizând cea mai mare carte de bucate, ce măsoară peste un metru înălțime, Alba Iulianul Cosmin Toma Chef atrage atenția din nou. Acum acesta a creat un desert. E vorba de o tartă de ciocolată care prezintă într-un mod inedit logo-ul municipiului Alba Iulia. Pentru prepararea tartei de ciocolată Alba Iulia, bucătarul Cosmin Toma a folosit 500 de grame de ciocolată amăruie, 500 de grame ciocolată cu lapte, 200 de mililitri smântână dulce, 200 de grame de unt, 100 de grame de nucă măcinată, cimbru, foi de dafin și esență de rom.